Am văzut că Antonio și-a permis să iasă pe antena Play și să rușineze susținătorii Mariei, cât și o parte din susținătorii lui, pentru că nu au păstrat-o pe Giulia în casă și au votat-o să plece acasă. Și am vrut să mai spun doar atât despre acest subiect. Rușine să vă fie vouă. Că... Nu v a trăit povestea de dragoste în liniște și ați ținut să faceți zgomot și să umiliți o fată care a fost și ea într-o relație. Și vreau să vă reamintesc doar câteva episoade din ceea ce spun. Și anume atunci când cântau și râdeau cu gura până la ureche, e prietenă cu tine până ți fură bărbatul. Când Julia spunea despre Maria că a rămas cu buza umflată și că este frustrată și că din cauza asta spune ce spune, de fapt Maria doar repeta ceea ce a spus încă de când Antonio vroia să o cunoască, că, îl vede, că nu îl vede pregătit pentru o relație, că ar trebui să mai copilărească și așa mai departe. Țineți minte, la început interacțiunea dintre cei doi, când Antonio curta pe Maria iar Maria îi spunea măi, dacă nu vrei să păstrăm relația de prietenie, eu mă retrag definitiv și nu mai vorbim. Și așa mai departe, adică chiar au fost foarte multe uh, discuții fix pe aceeași temă, adică nu a schimbat cu nimic discursul, Maria, nici uh, atunci când era într-o cunoaștere, nici acum, când uh, de fapt când erau prieteni. Nici acum când s-au despărțit, nu a adăugat nimic decât că și-a dat seama cine este el cu adevărat și că îi pare rău că și-a călcat pe anumite principii și a crezut că ar putea să fie ceva deosebit. Cam atât a spus în plus. În fine, dacă Julia și Antonio și-ar fi văzut de relația lor și nu ar fi dat curs răutăților și tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, cu siguranță nimeni nu ar fi votat-o pe Giulia să plece acasă pentru că nu era interesant. Din potrivă, ar fi fost interesant să vedem parcursul lor în această casă pentru că ar fi fost haioși, vă spun sincer. Cu toate discuțiile lor să-mi trimiți poze cu tine mai de ca să am și eu ce face în casa băieților. rom să fac duși câte trei ore și dimineața și la prânz și seara. Mie mi se par niște copil, de fapt nici copilării nu sunt. Eu nu cred că un băiat la 19-20 de ani care are o educație aleasă și are niște principii de viață și nu știu, este are respect de sine în primul rând și ar permite să-i spună iubitei lui cu care este de două zile, cu care nici măcar nu s-a sărutat până în momentul acela, să-i spună, trimite-mi și mie niște poze cu tine mai de ochiată ca să am și eu ce facem baie când uh, uh, nu ești tu. Adică, pe bune, despre ce vorbim? Și tu să râzi cu gura până la urechi și să te amuzi de vorbele lui și să-ți și placă. Adică, tocmai asta este problema. Giulia și-a dovedit uh, caracterul. Încă o dată mă repet, nu cred că ar fi avut nimeni nimic de spus dacă nu ar fi făcut ceea ce au făcut. Iar, Antonio, serios acum să crezi că o masă de oameni, de atâtea sute, mii de oameni, să voteze împotriva ta și a tot ceea ce faci tu. Să crezi tu că ei sunt fraieri și că vezi, Doamne, Maria a făcut în așa fel încât să impresioneze publicul, înseamnă că ești mai decât am crezut pe bune.